Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bate doba cu măciucă în casa mare. Unica bate doba, unica bate tare. Unica cu măciucă bate doba în casa mare. Ce se întâmplă, de ce vă deranjăm cu piesa asta? Deoarece a fost găsită babușca chieveană, despre care a apărut știrea că ar fi dobărât de la balconul ei o tronă inamică cu un borcan de castraveți urmărați. Ce tare! Da. Ce face mama aia? Cele mai incredibile știri se întâmplă în perioada asta și, mă rog, reflexul meu de știrist vechi e să nu dau toate prostiile pe post, că nu am nicio posibilitate să verific. Și când am văzut acum două zile o băbuță de la un balcon a dat cu borcanul castravecior murați într-o dronă, am zis, hai mă, ce invenție. Dar aparent nu. O cheamă Olena, a fost identificată de publicația Liga.net, care face un reportaj la ea acasă și o și plasează în context. Reportaj de război. Da, reportaj de război. Deci o plasează în context. Spune ce a fost înainte, ce lucrează acum, unde locuiește soțul, că e divorțată, știi? Adică chiar are toate detaliile posibile. Anchetă. Da, adică bun, poți să inventezi, eu știu, dar nu inventezi un reportaj întreg. Sau dacă are inventat cineva un reportaj întreg, mă rog, asta e, înseamnă că e chiar super meseriaș. Deci, doamna Olena din Kiev a confirmat incidentul, dar a ținut să precizeze că nu a fost vorba de un borcan cu castravecior murați. Fake news. Ci de unul cu roșii conservate cu prune. Dacă vă puteți imagina, există așa ceva, dar am găsit rețeta. Nu am... ce? Roșii conservate cu prune. Da. Eu am crezut inițial că era, am tradus... Nu roșii prunișoare. Nu, domnule, pentru că m-am apucat să investighez. Deci am citit tot reportajul, el este publicat în ucraineană. Și l-am tradus automat cu Google, care mai are de lucru la traducerile din ucraineană, trebuie să vă spun. Și am zis, domnule, nu știu ăștia să traducă, nu sunt roșii cu prune. Sunt roșii prunișoare, conservate. Dar de ce ar vrea cineva să conserve roșii prunișoare? M-am gândit că sunt gogonele sau ceva. Dar cineva a postat într-adevăr rețeta. Este un alt site unde sunt într-adevăr roșii, mai mici așa, tip mai cherry sau sherry, cum se spune la noi, cu prune. Din prune se scoate sâmburele. Și se face un borcan frumos și roșiile alea se conservă. Nu știu de ce vrea să face asta, dar se poate. Nu știu, dar sună interesant. Da, poate dăm rețeta la culinaria. Deci ce s-a întâmplat? Doamna Olena stătea pe balcon în zori, înainte să se ducă la muncă, e vânzătoare la un magazin din apropierea blocului. Și zice așa, fumam, spune dânsa, ceea ce este regretabil. Da. Aș vrea să îi propun să se lase de fumat. Fumam, zice dânsa, când am văzut ceva plutind. Am crezut că e o cioară bolnavă. Dar după aceea am auzit un bâzâit. Și am zis, sunt dronelele, am crezut că sunt mai... Hai să vezi. Stai. Deci a adăugat, m-am speriat foarte tare, m-am gândit că poate trage în mine, așa că m-am hotărât pe loc că trebuie să atac cumva dispozitivul inamic. Și-a pus țigara în colțul gurii. Bă, deci ucrainii ăștia sunt ceva uluitor. Deci, păi, ești în război, stai pe balcon și apare ceva zburând. O calitate. Ești în război și tu fumezi pe balcon. Bun, asta odată, da. Ce faci? Deci primul lucru, ce să pui la fugă, tăticule, te bagi sub canapea undeva. Adică, dar doamna Olena, când a văzut obiectul, zice, m-am speriat și mi-am dat seama că trebuie să fac ceva. Pe balcon am borcane cu murături, așa că am apucat unul și am dat cât am putut de tare. Am nimerit dispozitivul. Că nu a nimerit pe unul săracul la parte. A nimerit dispozitivul care a căzut în curte. Și precizează, nu știu de unde a apărut povestea cu castraveciorii murați. Eu nu am castraveciori murați, am roșii cu prune. Foarte rău îmi pare după borcanul acela. Deci asta este cu babușca Olena, pensionară, care totuși lucrează și la un magazin din apropiere, unde se vând chestii chimice, deci chimicale, știi, de-astea, probabil vopseluri, lacuri și alte treburi de-astea într-un cartier de acolo din Kiev. Bun, acum drona respectivă, drona inamică, ca să venim și la această problemă. Eu nu, probabil că nu era o dronă rusească, oricum nu era o dronă de atac. Era unui copil. Da. Deci, aparent, e posibil, adică e posibil să fie de fapt niște hoți care verifică dacă e cineva în apartament înainte să dea spargeri, știi? Ridici. Bine, acum, o dronă de aia mică. Deci sunt hoții de zacuscă sau ce? Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.